Există trei modalități principale de a câștiga sau de a pierde un joc de șah. Șahmatul, renunțare sau expirarea timpului. Una dintre cele mai comune modalități de a încheia un joc de șah este prin șahmat. Acest lucru se întâmplă atunci când una din piese atacă regele adversarului și acesta nu se mai poate deplasa în alte pătrate, nu poate fi protejat de altă piesă sau piesa amenințătoare nu poate fi capturată. În timp ce unele jocuri se încheie prin șahmat, altele nu ajung atât de departe. Uneori, unul dintre jucători crede că va fi mat în curând și renunță în loc să joace jocul până la capăt. Această situație se numește renunțare. Expirarea timpului este o modalitate dureroasă de a pierde un joc de șah. Dacă rămâi fără timp, pierzi automat jocul, nu contează dacă sunteți în avantaj sau că în următoarea mutare veți da șahmat. În cazul în care adversarul tău nu are piesele minime necesare pentru mat și rămâi fără timp, jocul se termină în remiză. Până acum, majoritatea modurilor de a câștiga sau de a pierde un meci de șah sunt clare, însă remizele în șah sunt puțin mai complicate. Pentru persoanele care tocmai au început să joace șah, termeni precum pat sau material insuficient sunt greu de înțeles. Patul este situația care ajută jucătorul dezavantajat din punct de vedere al numărului de piese. Atunci când jucătorul rămas doar cu regele trebuie să mute, dar nu are niciun spațiu disponibil și nu este nici în șah, jocul se termină în remiză. În imaginea alăturată aveți un exemplu de pat. O altă situație de remiză este atunci când jucătorii rămân cu piese insuficiente pentru mat. Aceste piese insuficiente pentru mat sunt rege contra rege sau rege contra altui rege cu un cal sau un nebun de partea sa. Regula celor 50 de mutări este o situație de remiză de care probabil nu ai auzit. Acest tip de remiză este atunci când în ultimele 50 de mutări nu a fost capturată nicio piesă sau nu a fost mutat niciun pion. Acestea au fost metodele în care se pot termina meciurile de șah. Dacă vrei să ne revedem, în partea dreaptă a ecranului ți-am lăsat un videoclip în care îți explic de ce e bine să joci mai des șah. Ne vedem acolo!